În cartea Deuteronomul, capitolul 30, versetul 19, stă scris: Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. În anul 1973, Jan Erik Olsson încerca să jefuiască o bancă în Stockholm. Jaful nu i-a reușit. Însă ce a reușit să obțină a fost afecțiunea și devotamentul celor 4 angajați ai băncii pe care i-a luat ostateci. După un timp așa de scurt petrecut împreună cu agresorul, cei 4 angajați s-au atașat emoțional de acesta, refuzând, după eliberarea din captivitate, să depună mărturie împotriva lui. Mai mult, ei au decis să strângă fonduri pentru a-l ajuta pe Olsson să scape de pedeapsă. De la Adam și Eva, noi locuim cu agresorul pe aceeași planetă. Suntem sub asediu continuu. În cazul primilor părinți, Satana a reușit să-i câștige omului încrederea prin vorbele pe care i le-a spus. Pe parcursul istoriei, situația s-a schimbat. Agresorul a folosit când violența, când lingușirea, când ademenirea cu vorbe dulci, avantaje care mai de care, dar toate cu același scop. De mii de ani ne ține captivi cu bomboanele glazurate ale minciunii lui. Mă întreb dacă nu cumva am dezvoltat și noi aceeași afecțiune bolnavă față de agresorul nostru, uitând de Iisus, binefăcătorul vieților noastre. La 6.000 de ani de la căderea în păcat, am fi crezut că oamenii de pe această planetă s-au săturat să trăiască o viață de captivi ai tatălui minciunii. Și totuși, suntem încă aici. Oare am ajuns să credem despre cel care îl acuză pe Dumnezeu în fața întregului univers că nu este așa de rău, că poate și el suferă și din durere face rău? Oare am dezvoltat sentimente de afecțiune, de compasiune pentru cel care chinuie omenirea de milenii? Oare am ajuns atât de orbiți încât să acceptăm valorile lui ca fiind ale noastre și să nu ne mai oripileze lumea în care trăim? Se poate să fi devenit atât de amorțiți în simțuri încât să nu ne mai deranjeze caracterul bolnav al societății în care trăim și care este condusă de marele amăgitor? Tată Ceresc, prin mila ta te rugăm să ne ascuți simțurile spirituale, să ne trezești cât încă nu e târziu și să ne dai putere să deosebim binele de rău, adevărul de minciună, agresorul de binefăcător. Te invit astăzi să-ți analizezi poziția în cadrul marii lupte și să decizi de care parte dorești să slujești.